mic disputat, mai ales în primele 30 de minute. Cred că diferența de valoare pe anumite posturi a făcut această diferență. Am făcut și câteva greșeli neprovocate. M-am bucurat că totuși după înfrângerea din weekend, fetele au încercat și chiar au reușit să se adune. Întotdeauna caracterele puternice se văd după o înfrângere și ele au demonstrat că într-adevăr sunt puternice și își doresc să facă performanța.